V-am adus la Bocșa, în județul Caraseverin, unde un precen bun de-al meu, Mircea, are o turmă de 400 de oi. Mă rog, plus minus 50 în funcție de cât de preocupat e ciobanul. Iar despre ciobănie să vorbim în termeni în care o să încerc să vă dau rețeta ciobanului de pe vremuri. Păi, un baci bătrân care toată viața și-a petrecut-o pe lângă turme, primăvara când se adună oile, își făcea o trupă de ajutoare, de ucenici, arvunea cu stăpânii de oi și pregătea mersul la păscut în turmă, la munte, la șes, unde se făcea stâna. El priveghea absolut tot. Să nu lipsească oi de la numărătoare, să fie pătările în regulă dacă mai fată vreo oaie întârziată, să se adune laptele, să se închege, să se facă cașul proaspăt, brânza, urda, tot ce se face la stână. Era ochiul văzduhului asupra întregii turme. Dar trebuia să mai aibă o mare însușire. Trebuia să fie un bun bucătar, să știe să gătească bine la stână, altfel ciobanii lui fugeau, îl părăseau, plecau să se arănească prin sat, se duceau și se angajau la alte turme unde era un baci destoinic și cu gust la făcutul mâncării. Așa erau vremurile. Se tăia bine la stână, chit că viața de cioban era grea și 6 luni pe an, cel puțin, erai pierdut pe izlazuri, la poalele munților sau cine știe prin ce cruce, ce furcă de deal. Ei, ortacul meu, Mircea, pe care acum îl fac cioban, ia, îmbracă ce în șub aici să văd cum îți stă. Așa. Ne spune care e rețeta ciobanului din ziua de astăzi. Ui, ca Mihai, dumneata știi multe lucruri, dar hai să învăț una din tainele ciobăniei. Când mergi cu mașina pe unde mergi dumneata prin toată țara, te uiți în stânga, în dreapta și când vezi o turmă de oi, dacă vezi că ciobanul e în față, să știi că ăla e proprietarul turmei. Dacă vezi că ciobanul e în spate, să știi că ăla e cioban plătit. Angajat. Angajat, care nu-i pasă de turmă numai să le mâne înainte. Și după care oile nu vin. Dar ciobanul care e gazdă și are sufletul cu turma, le cheamă și oile le ascultă și vin după el. Bine, am văzut că și după cine să țin oile, nu? Le-a dat zobeală și le-ai dat boabe. Le-am dat un pic de boabe, da. Ele ce cunosc, îți țin sufletul și vin la cine ca și cum tu ești omul care are grija lor, nu? Deci ele chiar de multe ori vorbesc cu mine iarna, când au ceva nemulțumiri, strigă și îmi spune ceva nu-i în regulă, când trec pe lângă ele, de multe ori. Mă, când... să știi că am mai auzit, știi unde, la Ezeriș, la un cioban bătrân, spune așa și că, mă, oile vorbesc cu mine și eu le știu și le strig pe nume. Exact, și am mai văzut la Carașova, la Muls, erau oile adunate și opor la mulgătoare acolo și el le striga pe nume și fiecare oaie sărea un pârleaz mic așa și venea și stăcea să o mulgă. Când exact. M-am apropiat eu, ori pierit oile, cad în pușcă, ori simțit că vine unul care nu ține la ele. Exact, asta a fost taina meseriei de mult. Legătura dintre, cred că știți și Miorița, dintre animal și păstor. E ceva care se formează așa ceva. Să pune suflet una cu alta. Mircea, dar, ce n-am văzut eu? Ai măgar la turmă. Am avut, dar nu mai am acum. Nu mai ai. Nu. Dacă îți trebuie unul, eu mi-s la pensie. Ce spuni? Nu știu dacă găsesc șaua pe mărime. Nu aia! Umblu prin țară și îți aduc un măgar nou. Că ce turmă e aia fără măgar și fără tarniță? Deci eu am zis așa că o turmă de oi fără măgar e exact ca Mercedes-ul fără emblema aia în față. Așa! Mă, hai să mergem în cuină să facem ceva de mâncare cum mâncau și eu banii când eram eu copil. Haide! Haide să arătăm la oameni. Mircea, eu am văzut și la tine și la alți stăpâni de oi, că tu știi, oi ca Mihai Colindă Cabanul Rău, cum e ciobănia în ziua de astăzi, știi? La stână acolo, când îi se face foame lui cioban, bagă mâna în pozânar, scoate un smartphone cu touch screen, pac, 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 dă telefon la catering
și vin două feluri de mâncare ambalate izoterm. Ori dacă îi se apropie mulsul, se grăbește, comandă o pizza. Ei, asta e ceva modern. Dar tu știi cumva cum se mânca de adevăratele la stână, în vremurile alea faine? Știu, am prins și eu un pic din vremurile alea de mult. Când făceam focul la stână, mâncam brânză cu slănină, cu mai am fript cât un purcel. Hai mă, de unde purcei la stână? De la câini. Prindeau câinii purcei mistreți. Deci ai avut câini din aia de pază de ai fain. Câini de ai fain de pază. De mult pe vremea lui Ceaușescu mergeam pe deal, stăteam cu oile și când auzeam că latră câinii, mergeau și prindeau cât un porc și atunci făceam focul și îl frigeam acolo. Sau altădată să mai făceam și gâscă la îmbrăcat în lut. O puneam și o băgam în foc, în jar și se făcea frumos. Dar acum au trecut vremurile alea, nu mai să... Măi, păi tu ai făcut ciobănie de boierie. Eu nu fel. Așa știu. Uite, pleca stâna la munte sus, pe muntele Gugu, la Pajești, acolo, și la baciu al bătân, păzea ca pe ochii din cap. O hrișcă de clisa afumată, una de costiță, două, trei boace de cârnați uscați, iar făină de mălai, că aia ține mai mult, și în restul, ce era la stână? Jintuială, zăr, caș, brânză, urdă, ia ca mai căci un nou scăpat pe acolo. O peigană, da. Mai venea Doda Ana, da. Doda Maria, sus pe la stână și mai adușea câte ceva în sân. Așa, când eram copil, cel mai mult mi-a plăcut zărul, care e un aliment foarte sănătos, dar nu-l mai consumă nimeni la ora actuală. După ce s-a închegat laptele, luam cu o caua, așa se spunea, luam cu cana și beam câte două căni de zăr și eram aproape sătui după aia. După aia mai o cană de străgheață, se spune la noi în Banat. Știu eu și aia străgheață. Străgheață, care era foarte, foarte bună, frumoasă. Ne simțeam bine, ne curăța tot interiorul. Uite două lucruri pe care puțin le mai știu, le mai pomenesc și sunt aproape uitate. Corasla, care este laptele pe care îl dă oaia la timp de 24 de ore după ce a pătat, nu? Da. Ăla trebuie să-l sugă mielul neapărat, altfel nu-i viabil, nu trăiește. Iar străgheața, spune tu și aia străgheață. Străgheața e laptele închegat, după ce se mulg oile, se strecoară, se pune într-o căldare mare, se bagă cheagul care e făcut din stomac de miel cu lapte, care se face în perioada Paștelui, se ține peste vară. Se bagă cheagul, se încheagă și se lasă la închegat timp de jumătate de oră, după care se sparge laptele închegat și se lasă să așeze. Laptele ăla închegat proaspăt se cheamă străgheață. Chiar că are un aspect așa de gheață, parcă exact, strălucitor așa, da, și tremură. Și da. Când dai cu mâna pe el, tremură și se lasă în jos și iese zerul la suprafață, de unde luăm noi cu cana, așa cât o cană de zăr și dădeam pe gât, eram copii. Străgheața o mâncam cu țucăr, ori cu pecmez de prune deasupra. Sunt sigur că nici pecmezul de prune nu știți ce îi. O delicatețe și pecmezul de prune era foarte bun când se făcea, ținea peste toată iarna, n-aveam treabă. Ăla se lua la șobănie, pecmezul de prune. Se lua cu adică pită de casă. Adică un magiun foarte închegat, făcut numai din anume prune, fără strop de zahăr. Din prune bistriță. Din prune bistriță, uite. Prune bistriță. Dar hai să mă apuc eu să fac de mâncare, Mircea, că stăm așa pe stomacul gol și mai alergat să-ți văd oinii pe-n toate câmpurile astea. Trebuie și asta. Uite aici. Încerc să fac un balmăș. Faină deja. Ați văzut? La noi, în bucătărie, deja începe să miroase a stână. A trai în natură și în libertate.
Am început să fac o mâncare tradițională a ciobanilor din România. În toate zonele aproape ale țării unde se cresc oi, se face balmoș sau, cum se spune la noi, balmăș. Ce am făcut? Am pus niște unt să se încingă foarte bine, stropindu-l cu sare, să evapore cât mai rapid toată apa, îl lăsăm să prindă o ușoară culoare închisă și va avea și o aromă de nucă, de castană. Apoi adăugăm zăr sau jintuială, unii mai domnoși pun lapte curat de oaie, iar la capăt, când începe să clocotească, punem și o porție drazbână de smântână, așa. Deci, folosim absolut tot ce se produce într-o stână, tot ce ne dă oaia. Chiar că era o vorbă care mă distra, ci că oaia dânsa ne dă nouă lapte, carne, brânză, ouă. Ouăle nu le face oaia, dar se găsesc întotdeauna la stână, pentru că se ieftine și ușor de păstrat. Spunem, în zona Cărașului, aici la noi, unde ni s-am amândoi crescuți, să face balmăș. La noi, în zona asta, uite, Mihai, nu s-a făcut balmoșul decât după ce au venit oamenii din zona Sibiului, Brașov, Hațeg, când a fost transfumanță, atunci au venit oamenii cu tradiția asta, cu rețetele astea de balmoș. Deci noi în Banat nu am fost, dar am preluat de la ei și la ora actuală România e plină de ciobani de la Jina, de la Sibiu, au venit cu transfumanța din mărginime Sibiului de peste tot. Acolo a fost țara ciobănitului. Și noi am preluat de la ei rețetele astea și rasele de oi, mare parte am luat-o de la ei. Eu am prins vremurile alea, Mircea, când pur și simplu a fost interzisă transhumanța, adică să meargă din Podișul Transilvanie oile la Iernat, în Balta Brăilei, în Delta, în bălțile de pe la Calafat, de la Călăraș, pe acolo, din cauza că s-au construit drumuri naționale, autostrada aia București-Pitești și unde se mai încheapă oaia din cauza tirurilor. Așa că ciobanii ori veni și ori căutat pe aici, ăia de la mărginime, ori căutat locuri cu pășune mare, iar pusta asta e atât de primitoare. Bănățenii, oameni moi, gingași, cu suflet bun, mulțumit numai și ori năpăgit acum când cauți din 5 ciobani, 6 îți de la Sibiu. Așa e? Așa e. Și eu am prins vremurile alea. Uite că îmi dă în foc. Zâtul, eu am prins vremurile când pe stradă treceau mii de turme, mii de oi în câte o turmă și ne bucuram când vedeam oi mari, câini grei, câini voinici. Abia apucam să prindem, să ne rămână cât un câine pierdut ca să prindem rasa de la ei sau câte o oaie. Dar acele vremuri au trecut și nu mai se face transfumanța în ziua de azi. Ba mai mult, pe locurile pe unde veneau ciobanii cu oile la câmpie, spre vest, spre Timișoara, s-a construit autostrada Deva-Sibiu. Și acum transfumanța s-a făcut invers. Pleacă tirurile cu miei de la Timișoara la Constanța. La Constanța, exact. În port. Eu am mai văzut o chestie, cred că la televizor am văzut zilele astea, că ori blocat autostrada Soarelui timp de 3 zile, că ori trecut turbele pe acolo. Eu cred că există loc pentru toată lumea să treacă și oamenii aia cu oile pe autostradă o dată pe an. Cred că am putea să le acordăm facilitatea asta, să oprim, dacă pentru o grămadă de prostii oprim circulația. Să știi că asta ar fi cea mai bună idee. Oile noastre au dreptul și ei să treacă în Dobrogea, să treacă podul de la Cernavodă. Corect. Fii atent aici. Ca să nimerești un balmoș bun, secretul e următorul. Pui făina. Ia să învăț și eu rețeta de la dumneata. Pui prima dată mai puțin și îl mesteci bine să-ți iasă un fel de păsat mai moale, da? Și lasă să fiarbă cam 10 minute. Dacă ai observat, am dat focul mai mic. Aha. Acum mălaiul începe să se umple. Și ultima tură o pui când e aproape de gata. Trebuie să fie cam un sfert din cantitatea pe care ai pus-o prima dată. Și atunci adaugi ultima smântână și o felie de caș proaspăt de o zi, tăiat mărunt, caș nesărat. Au că deja îmi lasă gura apă. Îți lasă gura apă. Da, mie că stau și joc
lângă, cum joacă ciobanul pe lângă voi. Mă, ciobanul când, tău când, are fluieră, că eu n-am observat. Frig. Am văzut că are celular, dar fluieră, mă, știu ciobanii să cânce. Păi, e o problemă. Nu se mai aud de mult, stăteam în sat jos și pe deală s-auzeau fluierul ciobanilor seara, dar acum nici ciobanii nu mai cântă, nu mai au motive de cântat. Păi spune-o de ce, că i-ai dat lui ciobanul tău smartphone cu MP3. Da, și pune să-i cânte. Na, Mircea, vină încoa, hai să înveți că mâine, poi mâine își cere ciobanul. Uite, da. Ăsta ar fi păsatul. Da? Da? Acum adăugăm ultima tură de mălai. Fii bun, ia tu cuțitul și taiem felia aia de caș în cubulețe cât mai mărunte. Acum pun cașul. Pot să pun? Da. E, Mircea Balmoș ca la mama lui, marca Uica Mihai. Dar ce a fost cel mai important, că am folosit produse naturale, proaspete și caș adevărat, nu din ăla de mergeți voi pe la marketuri și îl cumpărați. Ăsta este caș vechi de o zi, nesărat. Doamne, încă e vie oaia și behăie exact în cașul ăsta. Vă puteți da seama de diferență dacă vă procurați caș din ăsta proaspăt de o zi și îl puneți în tigaie, o să observați că el se topește definitiv, devine galben ca lămâia și rămâne cu un gust pe care nu pot să-l descriu în cuvinte. În schimb, ăla bidat, care e caș din magazin de aia, când l-ați pus în tigaie, se dezmembrează, începe să lase un zer așa, fără aspect, cu un miros neplăcut și e bătaia de joc. De-aia spun eu că oaia trebuie păstrată măcar așa pentru fenomenul ăsta. Trebuie păstrată. Iar mămăliga asta care vi se pare că e mămăligă, păi are în ea 1.000.000 de calorii pe centimetru pătrat. Dacă mănânci un blid din ăsta, ai energie să urci până pe muntele Gugu și înapoi și să nici măcar nu transpiri. Nu e așa? E normal să fie așa, pentru că și cașul ăsta, pot să guși eu o bucată că mi se lasă. Ia acum că și este cașul ăsta și mămăliga, toate astea sunt din grădina lui Dumnezeu făcute. Naturale, exact cum le-a lăsat Dumnezeu. Oaia mănâncă iarbă și transformă toate elementele naturale în lapte. Și noi luăm laptele de la oaia, îl punem, îl strecurăm, după care băgăm cheag natural și după ce am pus cheagul în lapte, lăsăm o perioadă de timp, laptele trebuie să fie cald, exact cu temperatura care iese de la oaie. Foarte repede, după ce se mulgoile, trebuie pus cheagul, că altfel nu se mai încheagă, iese brânza de proastă calitate. Lăsăm până când prinde cheagul să înceapă să facă un fel de gelatină. Dăm cu dosul palmei și vedem dacă tremură laptele, atunci înseamnă că e închegat. Aia e experiența ciobanului, experiența, nu? Ciobanului. Toate se fac după ochi și după experiența din timp. În momentul când laptele o prins și e închegat, se taie în mai multe, cum e pus în oala mare, se taie cu un lemn lung, așa, care la fiecare stână l-are, se taie în cuburi mari. Se lasă o vreme. În momentul când s-o tăiat, el începe să se despartă zerul de brânză. Să mai lasă așa un timp, după care ciobanul se sufulcă la mâini, se spală bine pe mâini și bagă mâinile și frământă toată brânza. Asta e un procedeu care obligatoriu trebuie făcut. Frământă toată brânza aia, o sparge să fie toată spartă în fărâmituri foarte, da, mici. Foarte mici. După care se acopere de nou ca să nu intre muște și gunoaie. Să așteaptă mai la un givan, vorbesc ciobanii între ei, mai bea o cană de zăr. Mai nu, mă, un dez de răchie. Un dez de răchie care-i pătimaș și se așteaptă până când începe toată brânza să lasă în jos și zărul iese deasupra. După aia se ia o strecurătoare de tifon, să o pune strecătoare, strecătoare mare. Să pune, să bagă pe după lapte și iei cât poți în strecurătoare din oala aia, să leagă în patru colțuri
și se punea de mult pe o prăjină. Afară erau cu cârlig, la stors și jos se punea gălețele. Mai veneau câinii să mânce de jos, dar dădeai cu bâta după ei să fugă. Dar tot mai trebuie ceva. Ia ghiștușe! Eu cred că trebuie să băgăm și un pic de carne acolo, să țină exact, la stomac. Exact, dar ale cărnii, uite, avem ale aici șonc, da. Avem cârnați, câcea ouă, pe care le îmbinăm, le facem și le punem lângă balmoș. Și atunci, bașii masa complexă, sportivă, pentru performări, ori ne mâncășoși, cum și eu și Mircea, că amândoi ni-s aproape nehaliți. Da. Au ce-am zis. Ei, astăzi am gătit un fel de mâncare tradițional de la Stână, într-o variantă ușor îmbunătățită, pentru că aici avem un cioban non-conformist, la fel de ușor, ba chiar mai greu, îmbunătățit. Mircea, ce spui de manopera mea? Foarte frumoasă, felicitări pentru rețeta care ai scos-o. Lasă periuța, zi da? Direct! Abia aștept să o gust, să văd cum e. Frumoasă e, dar nu știu gustul cum e. Îți garantez eu că e pe principiu că stomacul deștept ține mintea sănătoasă. Nu poate să fie decât bun. Uico, hai să-ți dau o veste. Ia spune. Aseară, după ce ai vorbit cu mine la telefon, m-a sunat sora mea de la Chicago. Și am zis că mâine voi fi ocupat cu Uica Mihai, că vine să facem o rețetă de mâncare din străbuni, cum s-o mâncat de mult în România. Și au zis, care, Uica Mihai ăla de la televiziune? O zis, păi eu îl urmăresc, eu cunosc toate rețetele lui. Să-i spui să-mi trimită și mie multe rețete, că eu o gătesc din mâncarea pe care Uica Mihai o promovează la televizor. Ia uite, m-a lăsat cu gura căscată. Eu știam că și românii din afară ne urmăresc, dar nici chiar așa. Uite, pentru exact. Sorăta am să pregătesc un pachet cu cărțile mele de bucate pe care le-am scris în ultimii 10 ani. Dar până atunci, uite aici, un balmoș tradițional într-o variantă puțin non-conformistă cu adaosuri de cărnoase, pentru că și tu ești un cioban non-conformist. Așa că întotdeauna stomacul deștept ține mintea sănătoasă și hai pe el să să-l mâncăm pregânsul.